Sfântul Părinte, stareți, iubită oște monacală, cinstiți părinți, coliturghisitori, prea iubiți și dragi Întru Hristos, frați și surori, pelerini poposiți la Sfânta Mănăstire. În această noapte liniștită, ne-am adunat cu toții cleri și credincioși în aceeași simțire și unitate liturgică pentru a preamări pe Dumnezeu și a-i exprima mulțumire pentru toate darurile revărsate asupra noastră, dar și pentru a aduce laudă născătoare de Dumnezeu, prăznuind Sfintele Icoane, cea numită Prodromița, adică înainte mergătoarea, și cea numită cu trei mâini, a Sfântului Ioan Damaschin. Acordăm o cinste deosebită Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. A avut un rol primordial în istoria mântuirii neamului omenesc, în calea împăcării omului cu Dumnezeu. Deoarece Dumnezeu Cuvântul s-a sălășuit în pântecele ei cel pure fecioresc, și de acolo a început mântuirea neamului omenesc. Și astăzi, Născătoare de Dumnezeu este o înainte mergătoare în calea desăvârșirii noastre spirituale. Odată cu adormirea sa și înălțarea la cer, la Fiul Său, Maica Domnului nu părăsește neamul omenesc, ci ea continuă să-L sprijinească și să-L ajute să-și capete desăvârșire. În Sfânta noastră Biserică Ortodoxă, cultul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu este foarte dezvoltat și noi o cinstim deosebit pe Maica Domnului și cu precădere manifestăm pietatea noastră și prin cinstirea diferitor icoane ale Născătoarei de Dumnezeu. Și astăzi noi facem pomenirea a două icoane din galeria acestora, icoana Prodromița, care este cinstită deosebit și în Sfânta Mănăstire a Marelui Mucenic Iacov Persul de aici, de la Sireț. S-a îndătinat prin binecuvântarea Părintelui Stareț ca în fiecare an, la această dată, în ziua prăznuirii icoanei Maicii Domnului, înainte mergătoarea, Prodromița, să se săvârșească Sfânta Liturghie în atmosferă nocturnă și să se aducă prea cinstire Maicii lui Dumnezeu. Prodromița care nu este lucrată de mână omenească. Și obârșia acesteia pleacă spre anul 1863, când ctitorii schitului românesc Prodromul a înainte mergătorului Ioan Nifon și Nectarie au decis ca paralel cu edificarea așezământului
satul de la Sfântul Munte să fie zugrăvită și o icoană deosebită a Maicii Domnului, așa cum era și este tradiția atonită ca fiecare așezământ să aibă o icoană căreia a Maicii Domnului, căreia îi se acordă cinste deosebită. Însă au condiționat aceștia ca cel care va cumeta să zugrăvească icoana Maicii Domnului, să se roage mult Născătoare de Dumnezeu, să postească și să facă această lucrare în mare freastă publicesc. Îmbunătățit care a încercat prin post, prin rugăciune, să picteze această icoană. Și a izbutit pictând odejdile și celelalte ale icoanei, dar când a ajuns să zugrăvească chipurile, fețele Maicii Domnului și a Pruncului Mântuitor, nici de cum nu izbutea. Și atunci a acoperit cu o năframă icoana și a lăsat în său azi. A făcut trei metanii și a rugat pe Maica Domnului să îl ajute, pentru că el considera că poate și-a uitat meșteșugul său de zugrav. Și când a descoperit această lucrare, a găsit icoana complet zugrăvită. S-a produs această minune, iar el a consemnat despre cele întâmplate, despre minunea respectivă. Și acest lucru, această consemnare, se păstrează și până astăzi. Este, după cum spuneam anterior, una din puținele icoane închinate Maicii lui Dumnezeu, nelucrată de mână umenească. Tot astăzi, dragi credincioși, prăzduim și icoana Maicii Domnului Trihirusa, cea cu trei mâini, relicva familiei Sfântului Ioan Damaschin. Sfântul Ioan Damaschin a scris mult pentru cinstirea și apărarea cultului Sfintelor Icoane. I-a combătut prin scriile sale pe necestitorii de icoane, de iconoclaști. Și pentru aceasta a fost pedepsit și i s-a tăiat mâna dreaptă să nu mai aibă posibilitatea să scrie tratate privind cinstirea icoanelor. El însă a plâns mult în fața icoanei Maicii Domnului și și-a legat mâna cu o batistă, de durere a adormit, rugându-se totodată, iar atunci când s-a trezit, mâna pusese lipită la locul ei. Și aceasta este una din vechile icoane ale Maicii Domnului și deosebit cinstită în Sfântul Munte, pentru că se află la Mănăstirea Hilandar și nu doar în Sfântul Munte creștinii exprimă pietatea acesteia, ci în lumea întreagă. Iubiți credincioși, ne bucurăm nespus că în această noapte am săvârșit priveghere și implicit dumnezeiasca liturghie, ne-am unit cu Hristos în chip eucaristic, preoți și credincioși și am adus laudă Maicii lui Dumnezeu. Îi mulțumesc cordial și prietenește Preacuvosului Părinte Arhimandrit Porfirie, starețul acestui așezământ monacal, pentru că a adresat solicitare, cerere în altul Sfințitului nostru Părinte și Mitropolit Vladimir, pentru ca
în această seară, în această noapte, să fie săvârșită liturghie arhierească. Pe această cale, mulțumindu-i Părintelui Stareț, vă adresez tuturor iubiți credincioși și pelerini, confrați slujitori, mesajul părintesc de binecuvântare al înaltului Sfințitului Mitropolit Vladimir. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, pe toți să ne apere, să ne ajute și să ne facă lesnicioasă calea noastră spre a noastră desăvârșire duhovnicească. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți.